Cu puțin timp în urmă v-am arătat mica mea colecție, în ghilimele colecție, pentru că nu e chiar o colecție, cu parfumuri Avon. Astăzi m-am gândit să vă arăt și preferințele mele, un top 10 parfumuri de la Avon. Mi-am notat câteva lucruri despre fiecare parfum. Și haideți să vă arăt parfumul de pe locul 10. Nu e ca și cum mi-ar plăcea mai puțin, dar nu pot să le pun toate pe același loc, pentru că așa altfel nu s-ar mai numi top 10. Toate îmi sunt dragi, toate parfumurile din colecția mea îmi plac extrem de mult, de asta le și țin acolo și le folosesc cu drag. Top 10 și primul parfum pe care vi-l arăt, parfumul de pe locul 10, Today, Tomorrow, Always. Un parfum lemnos, dulce, puțin condimentat, pudrat, balsamic și are și ceva fructe. În deschidere se simte foarte bine piersica, are piper, patchouli, floare de portocal, violetă, lemn de santal, ambră și musc. Eu pe acesta îl consider un parfum de decembrie. Pe mine mă duce cu gândul la sărbătorile de iarnă, de aceea cel mai mult îl folosesc în perioada aceea a sărbătorilor. Un parfum foarte drăguț. Pe locul 9, eu l-am pus pe acesta, de la Faraway Rebel. Un parfum dulce, fructat, cu vanilie, cu frișcă, cu caramel, cu ciocolată. Are în el și niște coacăze negre pe care le simt foarte bine, fructe roșii, prune, floare de portocal, vanilie de Madagascar. Vanilia o găsim în toate parfumurile din gama Faraway. Are iasomie, ciocolată, foarte ciudat, are și sare. Se simte o notă de sare sărat. Nu știu dacă voi l-ați încercat, dar trebuie să-l pulverizez. Da. Se simte frișca, caramelul, paciulii. Absolut gurmand acest parfum. Bineînțeles, el poate fi purtat în perioada mai răcuroasă. Am auzit de fete care îl port și vara, dar eu zic că vara nu. Pe locul 8 Attraction Sensation. La fel un parfum dulce, fructat, floral, condimentat. Are în el ghimbir, are iasomie, frezie, prune, mandarină și niște note de fum. Cred că este singurul parfum din colecția mea cu note de fum. Și asta îl face cumva special. Acesta îl consider un parfum de seri răcoroase, așa, și foarte persistent. De fapt, aproape toate parfumurile din gama Attraction au o persistență bună. Pe locul 7 l-am pus pe acest floral citric, fructat, un parfum pudrat, verde, proaspăt, un parfum care nu poate să te ducă cu gândul decât la vară, la plajă, la soare, foarte ușor de purtat, are în el măr, are mandarină, are magnolie, mimoză, trandafir, cașmeran și vanilie. E vara într-o sticluță.
Tot ce pot să spun despre acest parfum este că e vara într-o sticluță, e atât de fresh și atât de proaspăt. Abia aștept să vină vara și să încep să-l port din nou, pentru că am mai terminat în trecut o sticluță din acest parfum. Foarte, foarte drăguț. Pe locul 6, acesta care a intrat foarte recent în colecția mea, Oh So Happy, de la Avon Luck. Un parfum moscat, pudrat, floral. Are în el ca notă de vârf zmeura, de bază magnolia și de mijloc magnolia și de bază mosc. Un parfum pe care eu l-aș purta tot așa în zilele calde. Nu deranjează. Eu foarte drăguț. La început am crezut că are și citrice, dar nu. Foarte drăguț, foarte. El vine așa la o cantitate de 30 de mililitri. Pe locul 5, încă un gurmand foarte plăcut. Doamne, o prăjitură într-o sticluță acesta. O prăjitură delicioasă cu vanilie, dulce, fructată. Are și niște note florale. Lactonic, tropical, are frișcă în el, are pară, coacăze negre, iasomie, vanilie, mosc. După cum v-am spus, un gurmand delicios. Și atunci când am prezentat colecția de parfumuri, v-am spus despre ăsta că eu îl consider cel mai bun parfum din gama Eve. Am mai avut și Eve Truth, Eve Alluring, și acelea mi-au plăcut, dar acesta cred că îmi place cel mai mult. Pe locul 4 l-am pe acesta, Trezel, cu flori albe, cu crin, foarte puțin condimentat, acvatic, puțin dulce. Atunci când îl pulverizez, te izbește nota de tuberoză și de lotus. Foarte bine blenduit această tuberoză. Are lemn dulce, are piper, crin, cum v-am mai spus, mosc și stânjenel. Îl consider un parfum de mamă. Atunci când îl port, parcă mă întorc în copilărie, în anii copilăriei și o am pe mama lângă mine. Foarte mult îmi place. Și îmi pare foarte rău pentru că cei de la ei vă n-au decis să-l scoată din portofoliul lor. Pe locul 3 am această noutate, Today, Tomorrow, Always, The Moment. După cum vedeți, l-am consumat destul de mult. Un parfum floral proaspăt cu magnolie, cu neroli și cu ambră. Foarte delicat acest parfum, elegant. Iese în evidență într-un mod foarte plăcut. Eu zic că poate fi purtat așa la niște haine mai elegante și mă bucur că l-am în colecția mea. Pe locul 2 nu putea să lipsească parfumul din gama Artistic, Visteria Sublim. Îmi cer scuze, nu știu exact cum se pronunță, dacă se pronunță Visteria sau Visteria, nu știu. Mie îmi place să-i spun Visteria. Un parfum absolut proaspăt, fresh, floral, moscat. Este superb. Are în el visterie din plin, are nasturcia și mosc. Un parfum foarte aerat, foarte proaspăt. Parcă ar fi așa un parfum de haine albe, subțiri, de vară. Și eu zic că emană așa curățenie, prospețime. Superb. Pe locul 1 nu am reușit să mă decid, așa că am două parfumuri. Am unul dulce și unul floral fresh. Și
Mai întâi o să vi-l arăt pe acesta, dulce, tot din gama Artistic. Acest patchouli indulgens, un parfum extraordinar de plăcut, cu un patchouli cremos, proaspăt, este condimentat, lemnos, pudrat, are în el violetă, are trandafir, lăcrămioare, ambră, mosc, bergamot. Doamne, cât este de frumos și cât de persistent acest parfum. Eu zic că este altceva. Pare așa a fi un parfum scump. Și parfumul meu cu amintiri drăguțe, un parfum care, pe care sper să-l am tot timpul în colecția mea și îl am așa la o cantitate generoasă, la 100 de mililitri și, dacă vedeți, am consumat destul de mult din el. Today, tomorrow, always this love. Un parfum tropical cu flori albe, cu citrice, fructat, dar și ozonic. Are note de pepene roșu, pe care le simt foarte bine, grapefruit roz, iasomie, frangipani și mosc. Îl ador. Pot să spun că acesta este parfumul meu semnătură de la Avon. Pentru că, o să vedeți, atunci când o să vă prezint și parfumurile de la Oriflame, că am și acolo câteva care, de care nu mă pot lipsi. Acesta este topul meu. Vă mulțumesc că ați stat aproape, că ați ajuns la final aici cu mine. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like și, de ce nu, să vă abonați la acest canal. Pa, pa!